Salutare lume, Axel aici, iar este 11 seara când filmez și astăzi vin cu review-ul televizorului LG 47LB5610. Înainte de a începe acest review, vreau să vă spun care au fost criteriile mele după care am căutat un televizor și am ajuns la acest model din 2014 de la LG. Nici nu am să mai chinui să mai zic încă o dată numele pentru că l-aveți voi mai sus sau mai jos, depinde unde urmăriți acest video. În primul rând, vreau să vă spun că am căutat un televizor cu o diagonală cât mai mare, care să fie Full HD, care să nu fie smart și care să nu aibă funcția 3D. Legat de funcția 3D, eu niciodată nu am fost impresionat de ea, pentru că ai nevoie de încă o pereche de ochelari și eu ar fi trebuit să fac sandwich de ochelari și nu prea mi-a plăcut niciodată acest lucru. Și spre deosebire de cinema, acolo ai un ecran gigantic care îți acoperă întregul unghi de vizualizare, dacă se poate numi așa, și în jurul lui nu mai este nimic, este beznă, este întuneric. Pe când la un televizor am peretele care este alb, mobilă pe aici și cred că așa ar fi cazul și la voi. Deci lucrurile astea cam te scot din efectul 3D. Și legat de partea smart, nu am vrut un televizor smart pentru că știam că 80-90% din conținutul pe care îl va reda va fi de pe PlayStation 4 și singura aplicație de care am nevoie, să fiu sincer, este cea pentru YouTube. Și al doilea lucru pe care vreau să-l știți este că prin acest video mi este foarte greu să vă transmit vouă cum se vede și cum se aude acest televizor, pentru că este filmat cu o cameră și cu un microfon care și ele, să spunem că alterează imaginea și sunetul, și voi la rândul vostru urmăriți acest video pe dispozitivul vostru, care și el la rândul lui procesează și alterează imaginea. Așa că legat de calitatea imaginii și a sunetului de la televizorul de la LG, trebuie să aveți încredere în mine în ce vă spun sau, oricum, dacă cumpărați online, vă vine acasă și dacă nu vă place, puteți să returnați fără nicio problemă, sper că nu va fi nevoie de așa ceva. Deci, să revenim la review-ul televizorului. Cum am spus, avem aici un model din 2014 cu o diagonală de 47 de inci, adică aproximativ 119 cm, cu rezoluția Full HD 1920x1080 de pixel. Avem un panel de tip LCD LED, adică retroiluminarea este făcută din LED-uri, care sunt dispuse ca o matrice în spatele panelului LCD, iar LCD-ul este de tip IPS. LG insistă foarte mult pe treaba asta și înțeleg de ce o fac, pentru că panelul LCD IPS este cel mai bun tip de panel LCD care se construiește în acest moment și care îți oferă cea mai bună acuratețe a culorilor și cel mai bun unghi de vizualizare. Legat de unghiul de vizualizare sau unghiurile de vizualizare, nu știu cum este corect, pentru că din punctul meu de vedere, atunci când privești un ecran, îl privești doar dintr-un singur unghi, nu din mai multe. Adică dacă ai schimbat direcția capului, s-a schimbat și unghiul. Nu știu, scrieți mai jos în comentarii cum vi se pare corect unghiul de vizualizare sau unghiurile de vizualizare. Dar să revenim. Legat de unghiul de vizualizare, eu îl folosesc cel mai des atunci când stau în pat, care este pe aici, nu-l vedeți. Și vederea o am la un unghi de 90 de grade, adică am vederea perpendiculară pe ecran. Și se vede foarte bine, nu am nicio problemă. Și chiar din unghiul ăsta, ecranul se vede foarte bine. Văd toate detaliile, toate culorile. Și o altă poziție din care urmăresc televizorul și zicem că este asemănătoare cu asta când îl privesc așa, este la birou, care este pe direcția asta, cum filmez. Și este la un unghi mai ascuțit, să zicem un 40-30 de grade, 0-0 grade, bine. Și la fel, se vede foarte bine, nu am nicio problemă cu unghiurile de vizualizare. Conexiunile de care dispune televizorul sunt următoarele. Le citesc de pe telefon ca să fiu sigur că nu e niciuna, dar ai în spate două ieșiri HDMI, o ieșire optică pentru audio, SCART, component și, bineînțeles, mufa pentru cablu. Pe laterale ai un jack de 3,5 mm, o mufă USB 2.0, și slot pentru cardul CI+, și bineînțeles în spate este montura pentru perete de tip VESA
și mi se pare că distanța între găuri este de 200 de mm. Oricum, o să aveți toate specificațiile tehnice mai jos în descriere. Primul link vă duce către EMAG, unde puteți să cumpărați televizorul și de acolo aveți toate informațiile legate de specificațiile tehnice. Legat de portul USB, am pus pe el un stick Kingston USB 2.0 de 8 GB. L-am formatat cu FAT32, dar și cu NTFS și le-a văzut pe ambele, nu a avut nicio problemă. Și am pus pe acel stick filme și seriale luate din librăriile de specialitate. Am pus și videouri pe care le randez eu, astea pe care le vedeți voi pe YouTube, dar le-am pus în format MP4, așa cum le randez, și le-a văzut fără nicio problemă. Playerul multimedia este foarte bun din punctul meu de vedere, știe de subtitrări din NKV-uri, știe să ia subtitrarea automat atunci când are același nume cu filmul. Controlul pentru subtitrare este foarte bun, știe de diacritice, poți să faci mai mare, mai mică, subtitrarea are câteva dimensiuni predefinite care mi se par ok. Și poți, hai să spunem că singurul lucru care nu-mi place la subtitrări este că nu poți să le schimbi culoarea. Dezavantajul playerului multimedia este că nu știe de DTS pentru audio, ci doar de Dolby Digital, dar atâta timp cât vă feriți de fișiere video care nu au codec DTS pentru audio, ci au Dolby Digital sau au stereo normal, nu veți avea nicio problemă. Pe partea de cablu se descurcă la fel, foarte bine, adică eu am cablu de la RDS și după ce am pus cardul CI+, mi-a recunoscut toate programele analogice, digitale, HD-urile, tot. Este ca și cum aș fi avut decodorul lor HD. Dar eu nu prea urmăresc programe de pe cablu și nu prea m-a interesat acest aspect. Dar, de exemplu, am urmărit măcelul pe care l-a dat Germania Braziliei și pot spune că s-a văzut foarte bine în HD. Meniul televizorului este și el ok și îți oferă toate setările de care ai avea nevoie pentru video și audio. Telecomanda este simplă și intuitivă, dar am ajuns să folosesc mai mult aplicația de PS4 pentru controla televizorul. Și ca o chestie care îmi place foarte mult, este faptul că poți opri lumina de stare atunci când televizorul este închis și numai el aici ar trebui să aibă un LED, adică are un LED și o să-l vedeți în filmări. Și îmi place că poți să oprești lumina asta pentru că pe mine, de exemplu, mă deranjează orice fel de lumină atunci când dorm și mai ales dacă televizorul este închis, nu vreau să îmi arate că este băgat în priză pentru că știu acest lucru. Și un alt lucru legat de setări care îmi place foarte mult este faptul că ține minte setările de imagine pentru fiecare intrare, pentru că pe cablu am diferite setări de imagine, pentru PlayStation am alte setări de imagine și atunci când schimb între ele și el alternează setările și știe să facă acest lucru automat, deci este foarte mișto. Pe partea de sunet, televizorul are două difuzoare de 10W aici, în partea de jos, și pot spune că se aud acceptabil până la un 75% din volumul maxim. Nu sunt cine știe ce difuzoarele, pentru că trebuie să înțelegeți că cu cât televizorul este mai plat, cu atât au făcut și difuzoarele mai mici, deci nu este nimic spectaculos. Deci dacă vreți un sunet de calitate, vă recomand să vă luați un home cinema, un soundbar, sunt atâtea soluții, să folosiți ieșirea optică de la televizor pentru un sunet de calitate, dar își fac treaba, adică sunt ok. Și televizorul are și diferite setări pentru audio, de exemplu e un egalizator în care poți să umbli, are de exemplu o setare pe care, la care îi spui că ai televizorul pus pe perete și că ar modifica sunetul să se audă mai bine, nu știu, n-am simțit nimic special. Și cum am spus, umbli în egalizator, poți să mai pui un pic de bas, te mai joci cu el, e ok. Dar să nu vă așteptați să dați petreceri demențiale doar cu boxele de pe televizor. Că tot sunt în partea de jos a televizorului, îmi place că butonul de oprit este și un joystick cu care poți să te plimbi prin meniu și să confirmi diferite lucruri. Cum am spus și la începutul acestui review, mi-este foarte greu să vă transmit prin video cum se vede exact acest televizor și cum se aude, deci trebuie să vă bazați în întregime pe recomandările mele. Și poate este un pic mai ciudat pentru că de obicei la un review la final veneam și cu câteva lucruri care m-au deranjat la produsul respectiv, dar na, să spunem că aici nu poți să modifici culoarea subtitrării sau
n-are codec pentru DTS, doar pentru Dolby Digital, dar să fiu sincer, lucrurile astea nu mă deranjează deloc. Am căutat un televizor, cum am spus, criteriile au fost următoarele, am vrut un televizor cu o diagonală mare, are diagonală mare, am vrut Full HD, este Full HD, l-am vrut să se vadă bine și să fiu sincer, se vede foarte bine, nu am nimic să-i reproșez, se aude ok, meniul este foarte simplu și intuitiv, la fel și telecomanda, playerul multimedia recunoaște toate filmele și audio, fișierele audio, tot recunoaște, nu are nicio problemă, nu strâmbă nimic din nas. Să fiu sincer, pe partea de multimedia nici nu m-a interesat așa mult, pentru că atunci când PlayStation 4 va primi update-ul cu playerul multimedia, de pe el îmi voi lua conținutul și îl voi reda pe televizor. Ce să spun, arată foarte bine montat pe perete, rama are o textură metalică care dă foarte bine, este din plastic, dar imită metalul și arată foarte bine și, să fiu sincer, și rama a fost unul din motivele pentru care am ajuns la acest televizor de la LG. Și, na, dacă aveți întrebări legate de acest televizor, ceva mai specific în care n-am intrat în detaliu, secțiunea de comentarii vă așteaptă, mă găsiți pe blog, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, sunt toate rețelele acolo mai jos în descriere. Păi, cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în caz că vreți să mă ajutați să fac videouri mai bune, folosiți primul link din descriere ca să cumpărați acest televizor de la EMAG sau orice altceva vreți voi de la EMAG. Nu plătiți nimic în plus, deci dacă vreți să cumpărați ceva, puteți să faceți folosind acel link și nu deranjează pe nimeni acest lucru. Chiar mă ajutați pe mine să continui cu aceste videouri. Sper că v-a plăcut acest review un pic mai diferit față de celelalte pe care le fac de obicei, dar se pare că ăsta este formatul care îmi vine în cap atunci când filmez pe la 11-12 noaptea. Nu știu, scrieți-mi jos în comentarii dacă v-a plăcut, dați like, dislike, toate nebunile astea de YouTube. Abonați-vă pentru că după acest video va veni un video în care vreau să vă dau criteriile după care ar trebui să vă căutați un televizor atunci când vreți să vă cumpărați unul, bineînțeles, sau verificați link-urile din descriere în caz că l-am făcut deja. Și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!